este tot văd, dar vine când vreau eu, no. Astrele îmi spun că-i sabotaj, vreau să ajung la conținut, dar nu știu cum să trec de apanaj, da. Și-apoi pe soția lui, dar eu stau în casa ta cu imac. Eu nu știu de ce sunt aici și de ce am fluturi în stomac. Dragostea, dragostea, dragostea e ciocolată, mă pot lăsa de gustul ei, dulce și amară câteodată. Cine mai vrea, vrea cineva. Yeah.
nu v-ați speriat de ploaie și ați venit alături de noi. Noi am scris de ieri dimineață și pe pagina noastră de Facebook pentru Pahara că o fi vremea aiurea, nu o fi aiurea. Noi tot nu ne împiedicăm de asta, tot venim la Oltenița și tot vrem să facem un show live, așa cum ne stă nouă bine. Mulțumim foarte mult pentru primirea mare, băi! Și dacă tot am început să vă cântăm despre dragoste, cu dragoste ciocolată, cu vreau și eu vara mea, vă cântăm acum o piesă care nouă ne place foarte mult și ne caracterizează până și astăzi, deși am scris-o de mult când eram studenți, o piesă care se numește Te iubesc. Și prima zi când ne-am văzut în curtea școlii ne-am iubit, mai știi? Tu aveai sandwich-uri cu unt, eu pufuleț și o iuge negru. Eu îți cântam pe sufletea asta într-un ai cinci vână tăi trezit. Și vreau să-ți spun că și acum eu te iubesc la fel ca prima zi. Ca prima zi. E unde cam așa te iubesc, băi, atent! Te iubesc atunci nu ești în mine. Și încă curat să mi-e frumos. La ora de chimie. Profii ăia care vă lasă peste scene pe toamnă, mă, să nu aveți ceva în vacanță de la facultate. Șefii care nu vă dau concedii atunci când trebuie. Politicienii. Și toți ăștia, da? Ne dedicăm toți într-un glas și cântăm. Te iubesc atunci când nu ești cu mine. Na, suntem gata, prieteni! Așa ceva, deci Oltenița, suntem pentru prima oară aici. Suntem gata, prieteni! Am mai răsărit 100 de voci, dar tu nu-i destul! Acum pe lume aici! Suntem gata! Ai asta auzit? Te iubesc atunci când ești cu mine, atenție! 1, 2!
Yeah.
Se pare că nu ne mai deranjează în seara asta. Să știți că m-am uitat pe prognoza meteo înainte. Numai furtuni, trăznete și fulgere și rupere de nori am văzut. Dar nu văd nimic din prognoza aia în seara asta! Se pare că cineva acolo sus ne iubește pe toți. E, uite, și pentru că suntem, cum spuneam, pentru prima oară la voi, la Oltenița, o să cântăm acum un cântec pe care îl cântăm de fiecare dată când suntem pentru prima oară într-un loc și pentru că drumurile noastre s-au întâlnit aici. E, la cântecul care urmează și care nu o să-l vi-l prezint pentru că o să-l recunoașteți, aș vrea la semnalul meu ca toată lumea să sară sus cu noi, mă! Nu mai vrem vorbe, nu mai vrem cântece, de data asta vrem fapte. Dacă noi putem să sărim în timp ce cântăm live cu instrumentele aici, nu știu ce va opri pe voi. Dar hai, băieță, dăm două la cântec, să-i vedem pe prietenii din Oltenița ceva. Ia, ne pregătim, da? Bine, bani, bine! Atenție, ne pregătim! La semnalul meu! Sus, 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 sus cu noi, da? Și noi, și voi, și noi, și voi! Fără excepție, vă rog eu foarte mult, nu se știe când ne mai vedem așa că 2, 1, 2, 3, toată lumea! A fost în viața mea odată, voi lăsa uitării, da. Ani și nopți și luni la rând cu vară, clipa de sfârție. Am zis ce nu poți da vreodată, am zis ce iubirea. Am să bat la porți în vis iară, nu-ți feri privirea. Thank you.
fost foarte frumos acolo, excepția Galeriei României, care au chestii mică, 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 și care suna ceva de genul hey! Și-am rămas traumatizat pe cuvântul meu. Aici e o chestie mare, mare, mare și cântă hey! Nu se poate așa ceva, n-am auzit nimic. 1, 2, 3 și ai! Așa mă, frate. După 2 minute, cred că s-a auzit și cu urica dreaptă. La români, întotdeauna numărul norocos e 3. Așa că o dăm și a treia oară. Dar pentru că avem niște prieteni foarte buni cu noi la București, pe care nu am putut să-i luăm la concert și care nu ne-au crezut că avem concert aici, trebuie să urlați să se audă până ei la București. Da? Deci până la București. Toată lumea, și de sub umbrele, și de aici, și din dreapta, și domnișoara care se dă la balcon. De ce rămâneți la balcon, domnișoara? De ce păcat, concertul trebuie să aibă loc aici, la... Da, bine, o să se audă hei și până la dumneavoastră, promit. Deci, 1, 2, 3, și asta da hei, în același hei cu piesa care urmează. Hai să vedem acum noi cu piesa, voi cu hei. Dați-i drumul, băieții, hai! Da, hai să facem chiar. Hai să facem treabă și la urmă din I'm
Yeah.